Dragii mei, prin harul bunului Dumnezeu, am privilegiul de a așeza înaintea sufletelor noastre aceste cuvinte din Cuba. Mă găsesc în Cuba. Și din locul acesta, prin harul Domnului, aduc înaintea noastră a tuturor aceste cuvinte ale Scripturii. Am mers printre oameni și de ună zi am stat o oră și jumătate pe o bancă aici în față, observând familii, tineri, oameni în vârstă. Am mers în biserică în fiecare seară, am observat o lume deosebită, diferită de lumea în general și am căutat să înțeleg unde și ce se petrece în sufletul nostru în aceste condiții în care ne găsim aici și în sufletul oamenilor cu care avem de lucrat. Am fost literalmente captivat de numele acesta drept între popoare, drept între popoare. Mi-a venit deodată în minte, ca de obicei, întâi cunosc un titlu sau o idee și apoi vine conținutul. Deodată mi-a venit în minte drepți între popoare și mi-am dat seama că aceasta este o clasă de oameni. Știți bine, Yad Vashem, muzeul din Israel, care consemnează numele acestor 10.000 de oameni, 20 și ceva de mii de oameni, care au salvat viețile altor oameni în timpul Holocaustului. Ei au salvat viața cu prețul vieților și au pus viața aproapelui lor mai presus de viața lor. Au știut că este un preț de plătit când ascuns pe cineva care este căutat și condamnat la moarte, dar n-au ezitat să plătească prețul asemenea Domnului nostru Iisus Hristos. Unii nu au plătit prețul, dar așa cum scrie în epistola către evrei despre Abraham, este ca și cum l-ar fi primit înapoi din morți, pentru că ei cu adevărat au pus viața lor ca o garanție a faptului că doresc să scape viața altor oameni. Și ei au fost numiți drepți între popoare. Sunt neevrei, dar sunt trecuți în lista aceasta. Și cuvântul acesta, drepți între popoare, chiar vă invit să avem un studiu mai larg pe această temă. Cuvântul acesta indică spre existența unui alt cuvânt, nedrepți între popoare. Cine sunt cei drepți între popoare? Cei drepți între popoare sunt aceia care, asemenea Domnului Hristos, au aplicat cuvântul acesta. Nu este dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru prietenii lui. Ei cu adevărat și-au dat viața când au ascuns oameni care erau căutați. Vă rog să căutați lista numelor, celor 60 de nume de români care sunt trecute în lista aceasta a drepților între popoare și vom găsi acolo istorii cutremurătoare ale unor oameni, în ce fel au sărit ei în ajutorul celor persecutați sau chinuiți, dar vom găsi numitorul comun care constă în faptul că aceștia au pus ca preț pentru dragostea lor de oameni însăși viața lor. Dragii mei, mergem în Sfânta Scriptură și descoperim aici câteva nume. Nu putem astăzi decât să deschidem această listă. Știți că am întotdeauna bucuria și plăcerea să deschid lista, să o lăsăm deschisă. Vă rog să continuăm prin Duhul lui Dumnezeu să explorăm astfel de drepți între popoare pe care îi găsim în Sfânta Scriptură, culminând sau începând și sfârșind cu cel mai drept între popoare, singurul drept între popoare, care este Domnul nostru Iisus Hristos, acela care a pus viața ta și viața mea mai presus de viața Lui. Lucrul acesta face din noi niște oglinzi care reflectă în mică măsură această viață pe pământ și la aceasta suntem chemați, ca prin reflectarea celui care a iubit pe oameni până acolo, până la capăt, spune Sfânta Scriptură, și aceasta înseamnă cu prețul vieții, o mică reflectare în viața și ființa noastră îndreaptă atenția oamenilor spre El. Oamenii văzând în voi această dorință și tendință și inclinație să slăvească pe Dumnezeu, care i-a iubit pe ai săi până la capăt, a iubit atât de mult încât a dat pe unicul său fiu. Martin Luther King ne spune că este o crimă egală în a coopera cu răul într-o împrejurare cum a fost Holocaustul sau a nu coopera cu binele. Nu, eu nu mă bag, împăzesc pielea. Este un rău mai mic acesta, adică nu faci rău, dar nu faci nici bine. Este un rău mai mic, dar rămâne un rău.
Întrebarea lui Dumnezeu nu este cât rău nu ai făcut, ci întrebarea lui este cât bine ai făcut din ceea ce puteai să faci, abându-se în vedere ce are un om, nu ce nu are un om, ce se poate, nu ce nu se poate. Tozer spunea, eu cred în Dumnezeul nevăzut, dar nu în cel inexistent. Acest lucru separă noțiunile. Astfel că noi suntem datori în fața posibilității binelui care stă la îndemâna noastră. Ce facem în astfel de împrejurări? Cuvântul lui Dumnezeu are o, într-adevăr, stranie expresie prin Moise, prin care ne îndeamnă pe noi și ne spune nici în timpul războiului să nu faci rău. În timp ce războiul în sine este un rău cumplit, e adevărat, dar în timpul răului acestuia care a devenit necesar din cauza păcatului, în timpul răului acestuia să nu faci niciun rău. Vă amintiți bine că Ioan Botezătorul spunea soldaților romani, ce noi ce să facem? Nu le-a spus, dezbrăcați-vă de uniformă și plecați înapoi la Roma și... Nu, ci sunteți aici, da? Nu voi ați venit aici, ați fost aduși aici. Bun, atenție, ține de voi acum să nu jefuiți pe nimeni, să nu asupriți pe nimeni, să nu faceți nimic rău în contextul acesta deosebit de rău în care ne găsim. Cuvintele lui Martin Luther King, nu doar a nu coopera cu răul, ci a coopera cu binele, ne duc cu mintea la expresia Scripturilor, biruiește răul prin bine. Aceasta este chemarea lui Dumnezeu. Nu sta pasiv. Amintiți că Meroza a stat pasiv. Meroza gândea, poate vorbirui sau nu vorbirui, dacă vorbirui ceilalți vin peste mine, dacă și atunci a stat în această stare de neutralitate, despre care Biblia spune, acesta este un blestem. Nu din întâmplare familia aceea a venit și a cerut adăpost la o altă familie în București, nu din întâmplare. Ești o familie aleasă de Dumnezeu ca să scapi viața și ființa acestor oameni. Numărul 1 pe lista celor drepți între popoare este Viorica Agarici, mă refer din România, dintre cei 60 de români, vă asigur că sunt mult mai mulți. Sunt enorm mai mulți. Acești 60 sunt doar reprezentanții națiunii noastre, care este o națiune creștină și cu suflet și care și-a riscat viața pentru viața altor oameni. Mergând pe linia aceasta, iubiții mei, să identificăm două situații în Scriptură și nu doar așa ca istorie sau teorie, ci ca o pildă vie pentru viața noastră. Unde ne găsim noi în acest context? Și primele două exemple sunt două doamne pe care le găsim în Exod, capitolul 1, versetul 15. Ele lucrează la natal, la neonatal se numește, la noi născuți. Acolo lucrează dumnealor în spital. Ați auzit bine că în timpul pandemiei s-au comis tot felul de atrocități asupra unor vieți de oameni care ar fi putut fi astăzi printre noi dacă nu se întâmpla să întâlnească o astfel de slujitoare sau slujitor. Ați văzut emisiuni la televiziune asupra unor oameni care au manifestat cruzime demonică împotriva vieții unor literalmente necunoscuți, numai pentru că în sufletul lor era această cruzime. Dar n-ați auzit numai acestea, ci ați auzit și alte exemple de oameni care literalmente și-au riscat și și-au dat viața pentru a salva viața aproapelui lor. Aceștia sunt pe pământ mesagerii aceluia care ne-a iubit până la capăt, care ne-a iubit mai presus de viața lui și care a plătit cu viața lui pentru viața noastră. Aceștia sunt icoane vii, aceștia sunt ilustrațiile și parabolele vii ale lui Iisus mișcându-se printre noi. Întrebarea este dacă și tu ești una din aceste parabole. Aceste două doamne de la neonatal au fost însărcinate oficial cu ordin din partea faraonului, împăratului. Ordinul acesta este de viață și de moarte. A încercat să nu execut sau să deviez de la ordin, e moarte sigură. Dar a executa ordinul acesta înseamnă tot moarte. Vor fi sute, vor fi mii de copii care vor fi strangulați, cum erau omorâți vițeii în România în perioada prohibiției, vă amintiți foarte bine. Când vaca făta, îl puneau într-un sac de plastic și îl asfixiau, vițelul nou născut, ca să nu-l crească și să-l fie obligat să-l dea degeaba la stat. În Egipt se întâmpla aceasta cu copii, nu cu viței.
Și copiii, ordinul faraonului era ca toți băieții să fie strangulați la naștere, să fie omorâți de aceste două moașe care erau acolo, de la neonatal. Aceste două femei au înțeles bine riscul, dar teama lor de Dumnezeu era mult mai înaltă decât riscarea vieții lor. De aceea, spune Sfânta Scriptură că moașele s-au temut de Dumnezeu. Ele au învățat credința în Dumnezeu de la sclavii evrei care erau acolo în Egipt și n-au făcut ce le poruncise împăratul Egiptului. Bine, dar nouă ni se spune să ne supunem stăpânirilor. Este adevărat lucrul acesta? Sunt ceva limite? Sunt ceva criterii după care apostolii se ridică frumos în fața stăpânirii și întreabă pe dumnealor, judecați dumneavoastră, este drept să ascultăm noi mai mult de oameni decât de Dumnezeu? Este drept să ascultăm mai mult de autoritatea aceasta care ne poruncește nouă să condamnăm la întuneric și la moarte mii și mii de oameni fără să le vestim Evanghelia din cauza că tu nu vrei? Și el spune, apostolii spun, este drept să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni. Astfel că într-o împrejurare a vieții s-ar putea să ne găsim aici și ne vom întreba ce să fac. N-ar fi cazul. N-ar fi cazul de niciun fel de întrebare. Nu, există aici un moment de dezbatere între cele două moașe, Șifra și Pua. Nu există o dezbatere. Cum facem? Ce facem? Să facem astfel sau altfel? Nu. Ce a fost clar? Versetul 17 spune, teama de Dumnezeu a prevalat în viața acestor ființe. Au ales teama de Dumnezeu, au ales să plătească cu viața lupta lor de a scăpa viața celor condamnați. Așa cum scrie în cartea Proverbelor, izbăvește pe cel târât la moarte și scapă pe cel ce este aproape să fie junghiat. Dacă zici, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile? Crezi că nu va judeca el drept ceea ce se întâmplă acum? Astfel că ar fi inutil să încercăm găsirea unor explicații sau a unor scuze pentru comiterea răului și pentru neîmplinirea binelui. Aceste două asistente la prenatal, aceste două moașe, știu sigur care este prețul, dar în același timp ele își asumă riscul vieții lor pentru teama lor de Dumnezeu. Aceasta le este atât de scumpă. Astfel că la ordinul lui, dacă este băiat să-l omorâți, la ordinul lui Faraon, moașele n-au făcut ce le poruncise împăratul, ci au lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască. Bineînțeles că informatorii s-au dus și au spus faraonului, domne, nu numai că nu scade numărul băieților aici în Israel, dar crește continuu numărul băieților, se întâmplă ceva. Și faraonul a spus, da, cum le-am dat ordin pentru ca să fie executați. Și imediat le-a chemat pe ele două. Vă dați seama ce înseamnă să te cheme faraon. Numai că, așa spune foarte frumos în cartea Hristos, Duminalumii, cel ce s-a închinat împăratului cerurilor, nu are teamă de niciun alt împărat pe pământul acesta. Nu că este un sfidător sau este un obraznic sau un nesupus, nu, nici de cum. Ci este o ființă plină de respect întâi și întâi pentru Dumnezeu. Judecați voi dacă nu este drept să respectăm pe Dumnezeu mai întâi și apoi este plin de respect pentru autorități. Avem impresia că autoritățile se vor revolta sau vor condamna neascultarea noastră. Nu. Va veni un moment în care Duhul Sfânt va deschide mintea faraonului acestuia și va spune că neascultarea lor de faraon înseamnă ascultare de Dumnezeu. De aceea, împăratul Nebucadnețar a felicitat pe cei trei tineri care și-au riscat viața pentru credința lor în Dumnezeu. Și-au spus clar. Și-au dat viața, au călcat ordinul împăratului din cauza că au ascultat de Dumnezeu. Tu care ești condamnat ca răzvrătit, ca neascultător, ca nesupus aceste două moașe de la natal, aceste două moașe sunt înaintea faraonului fără niciun fel de teamă în suflet. Duhul Sfânt este cu ele, Dumnezeu este cu ele, nicio frică. Ce s-a întâmplat, întreabă faraonul, pentru ce ați făcut lucrul acesta și ați lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască? De ce ați făcut așa ceva? Moașele răspund lui faraon, pentru că
Femeile evreilor nu sunt ca egiptencele. Ele sunt vânjoase și nasc înainte de venirea moașei. Adevărat? Adevărat. Așa este. Dar era cu ajutorul lor. Ele nu se grăbeau acolo de la ora 12 ziua când ea urma să nască la ora 4 seara. Avea posibilitatea să meargă la 4 jumate acolo, după ce născuse. Era acolo. În fiecare situație a răului total, aș spune, sau de plin, în fiecare astfel de situație a lăsat Dumnezeu o anume portiță, o anume fereastră pentru acela care dorește să împlinească binele. Pentru acela care se teme de Dumnezeu mai mult decât se teme să nu-și piardă viața lui. Și Scriptura spune că în versetul 20, nu faraon, dar Dumnezeu a făcut bine, a binevoit cu moașele și poporul s-a mulțit și a ajuns foarte mare la număr. Așa de puternică a fost mărturia lor, atât de puternică a confirmat Duhul Sfânt, încât inima acestui faraon nu mișcă, nu scoate o vorbă după ce ascultă mărturia lor. Prieteni dragi, vă dați seama că am fost împreună cu Ionel Ilie, doi copii eram plouați groaznic în fața unui comandant de regiment, în fața unui general. Am stat înaintea lui și am cerut libertate pentru un soldat care era persecutat pentru credința lui. Și în momentul când am spus aceste cuvinte simple, să îi se dea mâncare și să nu mai fie bătut, ci să fie lăsat să fie credincios lui Dumnezeu și generalul acesta sau colonelul, comandantul acesta a luat poziție de drept în fața noastră, doi copii care eram acolo, a luat poziție de drept și a spus, am înțeles. Cine eram noi să ia omul acesta poziție de drept în fața noastră? Acolo nu se era prezent Duhul Sfânt. Și omul acesta a luat poziție de drept în fața lui Dumnezeu. Nu nouă ne-a zis, am înțeles. Ci lui Dumnezeu a zis, am înțeles. Așa că ori de câte ori se așează pe sufletul tău dorința de a săvârși binele în timpul celor mai cumplite condiții, ori de câte ori se așează pe sufletul tău dorința aceasta, ai de partea ta pe Dumnezeu. Nu lupți singur. Dumnezeu luptă împreună cu tine și binele pe care îl dorești în inima ta va fi făcut posibil de însuși Dumnezeu prin nu știu ce fel de împrejurări imaginabile. Dar vei fi între drepți, între popoare, nu în Israel, ci înaintea lui Dumnezeu, dacă într-o situație de rău, de neimaginat de rău, în afară de faptul că nu ai săvârșit răul, tu ai lucrat cu binele și ai dus lucrurile acolo unde ar fi dorit Dumnezeu ca ele să ajungă și spunea, caut un om prin care să scap viața acestor oameni. Putea să trimită un înger, dar Dumnezeu caută un om. O să aflăm noi de ce caută un om. Dar caută un om, te caută pe tine, mă caută pe mine. Într-o astfel de împrejurare este sfânt și drept și corect să te întrebi, Doamne Dumnezeul meu, ce voiești să fac într-o astfel de situație? Nu te privi pe tine ca unul care tu nu ai problema aceasta, vai săracii ce probleme au. Gândește-te că tu puteai să fii în locul acela, gândește-te foarte bine la acest mare adevăr. Și dacă tu ai fi fost în locul evreului vânat de naziști, atunci tu ai fi strigat către Dumnezeu în sufletul tău să-ți ridice un izbăvitor, să ridice pe cineva care să te ascundă în casa lui sau în podul lui sau sub patul lui până când se vor schimba vremile și până când bunul Dumnezeu va aduce pacea pe pământ. Caut un om. Și atunci capitolul 6 din Isaia conține acest răspuns care ne lasă pe noi fără scuze. Nu cred că sunt eu chemat de Dumnezeu. Nu, tu nu ești chemat de Dumnezeu, dar ai răspuns, iată-mă, trimite-mă. N-ai răspuns, nu? De ce? Pentru că tu consideri că această chemare de a săvârși binele în mijlocul răului, în mijlocul celui mai mare rău și de a nu săvârși niciun rău în timpul răului, aceasta este uluitor. Chemarea aceasta a lui Dumnezeu te cuprinde pe tine și mă cuprinde pe mine. Pentru că moașele se temuseră de Dumnezeu, Dumnezeu le-a făcut case. Nu din asta de pământ cu papură, cum am văzut noi aici cu oameni în casa cărora plouă continuu peste copii sau în unele locuri de felul acesta, nu așa ceva. Ci casa aceea despre care a vorbit Iisus, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri, și pra și pua, mă duc să mă pregătesc un loc, a spus Iisus. Când e gata, vin să vă iau și unde sunt eu, acolo veți fi voi împreună cu mine. Aceste două asistente de la neonatal.
Mergem însă mai departe în Sfânta Scriptură și găsim un alt loc care este uluitor cu un om drept între popoare. 1 Regi 18:4. De aceea, când a nimicit Izabela pe prorocii Domnului, Obadia a luat 100 de proroci, i-a ascuns câte 50 într-o peșteră și i-a hrănit cu pâine și cu apă. Cine poate vorbi împotriva unui Hitler sau a unui Stalin sau a unui Mao sau a unui faraon ca acesta care se considera Dumnezeu? Cine poate vorbi? Cine îndrăznește să acționeze în condițiile acestea? Obadia. Și Obadia este membru în guvern, Obadia este consilierul împăratului, Obadia este în cele mai cumplite vremi ale lui Israel chemat de Dumnezeu, nu numai să nu facă rău în vremea răului, ci să săvârșească binele. El a luat 100 de slujitori ai lui Dumnezeu. El știe că lumina poporului, viața poporului depinde de lucrarea acestor oameni. El știe că oamenii aceștia nu trăiesc pentru ei, ei trăiesc pentru cei de lângă ei și au închinat viața lui Dumnezeu. Și atunci el ia 100 din acești pastori, din acești oameni, 100 de persoane, da? Îi ia pe toți, îi ascunde în două peșteri și hrănește cu pâine și apă. Serviciile secrete nu prind acest lucru, nu pentru că nu sunt instruite, ci pentru că Dumnezeu a spus satanei, până aici vii, mai departe nu mai treci. Și până ziua de astăzi stă în picioare acest cuvânt. Când Obadia întâlnește pe Ilie, el nu îl privește ca pe un vrăjmaș, așa cum l-a privit Ahab, ci Obadia îl vede ca mesagerul lui Dumnezeu, de aceea îi spune, zice, sper că s-a spus domnului meu Ilie, sper că s-a spus ce am făcut când Izabela a ucis pe prorocii Domnului. Cum am ascuns 100 de proroci ai Domnului, câte 50 într-o peșteră și am hrănit cu pâine și cu apă. Tu care ești în guvern, tu care ai jurat în acest guvern, tu ești acela care ascunzi oamenii aceștia acolo, acesta e omul lui Dumnezeu. Va veni ziua în care Izabela în persoană, cea care a ucis oamenii, fie că e vorba de o țară, de un guvern, de o lume, această Izabela este prezentă și astăzi. Va veni ziua în care ea, în prezența lui Dumnezeu, va spune cu privire la Obadia, drept ești, Doamne, că ai judecat așa. Va spune asemenea împăratului Nebucadnețar către cei trei tineri, ați ascultat de Dumnezeu mai presus de împărat și chiar de viața voastră. Aceștia sunt drepți între popoare. Nu există o clasă de mijloc. Meroza nu. Clasa aceasta nu apare acolo. Nu apare drepți, neutri și nedrepți. Nu. Drepți sau nedrepți. Mântuitorul m-a împărțit lumea în două, la venirea sa. Și la dreapta vor fi cei drepți între popoare, adică aceia care au fost gata să plătească și unii au plătit cu viața lor pentru viața aproapelui lor. I-au ascuns, i-au hrănit, au trăit cu această frică nemai auzită un timp nesfârșit până când au putut salva viața acestor oameni. Au pus la bătaie nu averea sau casa sau ce au avut, au pus la bătaie sufletul lor și viața lor. Bine, dar ai copii, ai familie, tocmai de aceea vreau să las familiei mele o pildă vie a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, fiindcă El atât a iubit lumea încât a iubit-o până la capăt și nu este dragoste mai mare decât în condiții cumplite cineva să-și dea viața pentru viața aproape lui său. Nu este dragoste mai mare și acesta să ne fie darul încredințat nouă de Dumnezeu. Amin. Tată Ceresc, cerem de la Tine darul acesta prin care viața noastră este așezată înaintea Ta, Doamne, ca preț și garanție a dorinței noastre de a împlini binele în vremi groaznice. Ne închinăm și îți mulțumim pentru bunătatea și îndurarea Ta prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.